17, ora 10. Consiliul Local al Comunei Ștefan cel Mare, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară în ziua 22.02.2017, ora 10, la sediul Consiliului Local, cu următoare ordine de zi. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației Dezvoltare Intercomunitare Bacău, prescurtată DIP, inițiat de primarul Comunei. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social conform legii numărul 416/2001, cu modificările și completările ulterioare. 3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 2 al anului 2016 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități. Și 4 diverse. Da, să punem la vot ordinea de zi. Care e pentru? Procesul verbal de la ședința anterioară l-ați primit, nu? Da. Deci nu are rost să-l mai citim. Secretara a avut grijă să transmită la toți. Da. La punctul numărul 1. După cum bine știți, în fiecare an se aprobă cotizația pentru Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău, care este stabilită în funcție de numărul de locuitori al localităților. Noi ne înscriem în localități de rangul 3, cuprinse în proiectul extindere și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău, la o cotizație de 20.000 de lei anual. Nu, stați că am greșit. Nu, noi suntem pentru la comunele cuprinse în lista de investiții prioritare în 2014-2020 cu 1.000 de lei pe an. Deci asta este cotizația Comunei Ștefan cel Mare pentru Asociația Dezvoltare Intercomunitară Bacău. În perioada 2014-2020. Deci noi suntem prinși, cum bine știți, cu canalizarea. Da. În planul dezvoltării al județului, master planul dezvoltării al județului, cu canalizarea în valoare vreo 3 milioane 400.000 de euro, cam așa ceva. Deci este vorba de satele care, deci nu, Nu. Deci satele care au alimentare cu apă și nu au canalizare. Bogdana Ștefan și Negoiești. E posibil să intre și Putinașul. La valoarea asta e posibil să intre și Putinașul. Întrebări? Ce să discutăm? Păi cred că e la nivelul celui de anul trecut, nu? Da. Discuții nu am. Supunem la vot proiectul de numărul 1. Cine e pentru? Potrivă, mulțumesc. Numărul 2. La numărul 2, deci proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2017, executate de beneficiarii legii 416, cei cu ajutor social. Deci la noi se procedează destul de corect. Sunt chemați la muncă. Li se face instructaj. Acum, dacă dumneavoastră ați primit materiale de ședință? Da. Deci cred că ați avut acces la planul de măsuri. De acțiuni și lucrările de interes local. Dacă credeți că mai putem prinde ceva aici... Aș avea o problemă. Da. Să mai adăugăm un punct. M-am gândit la situațiile concrete care au fost pe timpul inundațiilor. Am zis în felul următor. Participarea la eliminarea urmărilor inundațiilor, căilor de comunicații comunale și a gospodărilor afectate. Da. Respectiv, decolmatarea manuală și încărcarea mijloacelor de transport aluvionilor. Nu este specificat. E ceva de întreținere, dar... Lucrări, activități și așa, întreținere, asigurări, îndepărtare de la este la punctul 10, la alte activități de interes și utilitate publică, spune asigurarea depozitelor de combustibil solid, lemn, diferit
diferite activități de întreținere și reparații ocazionate de producerea unor fenomene naturale, ploi torențiale, vânt puternic, incendii, cutremuri, inundații. Bine, că ați dezvoltat mai mult cu... Da. Bine, și la 6. Curățarea șanțelor. Da, și la 6. Curățarea șanțelor. Nu, Cătărin, s-o referi la momentul când ai scos bumbul și la situație de urgență. Da. Și-o luat după teren, nu lăsa, dar mai s-o referi, nu? Da, da, acum... Dacă e mult, sunteți toți, erați toți în funcție, că n-am avut astfel de fenomene și s-o acționa. Deci, numai că nu a fost formulată, cum vă spuneți dumneavoastră. Da, se spune și la termenele de așa, sunt intervenții ocazionale. Da, dacă putem... Trece așa. Cu mine, noi să punem utilajul nostru. Că l-ați duce înapoi anul șase, care l-a scos foarte cu marginea drumului. Cam aici ar fi problema. Nu, că nu are un să-l ducă. Dar n-am pus, nu, n-am de utilajul. Da, da, da. Ei, dar nici să-i învățăm cu nara. Știu, da, da. Așa. Nici să-i învățăm cu nara. Și aici aș vreau să spun câteva cuvinte, dacă neastră, deci vă rog, absolut toți dintre consilieri, să umblați un pic prin comună, să vedeți albile, păraiilor, da, chiar și șanțurile, chiar să intervenit și unde vedeți că e neapărat nevoie să ne solicitați, încălim cu cei de la Paste 16 să putem să curăța. Da, din defrișat, de acolo, pe acolo. Eu ar vrea să ne-am mutat și pe noi. Cât sunt din satele noastre? Cine face parte de la 416? Cine ia bani? Ca să știm și noi. Poate mai folosim și noi la nivel de sate acolo. De ce cheamă oream de voi? Doamna Mariana. Dar spune așa, cât stăm noi aici? Să le facă. Așa, să facă o situație pe sate. Cu nume, prenume, tot, nu numai număr. Păi da, cu nume, ca să știm cine... Se cheme așa, nu trebuie să-i fac rezultat? Da. Nu, dar să știi, nu, să știi fiecare consilier, să știi la ce ne apelează. Propunerea care am făcut-o cu privire la curățarea albiilor, părâurilor, pot să captivează pe ei la măsura numărului. Acum o să fie ceva de treabă după topirea zăpezilor sau la multe gunoaie. Este și să le adune grămadă, să le dea foc. Așa nu le adunăm în sac menajer și le dăm la... Nu, vorbesc de crimioraile astea, de... ah. Ce o să rezulte de la doborul. N-avem voie, domnul Vicin, de banii amiei. Domnul Vicin și dă-mi de amendă. Nu, nu e mediu e nostru. Mediu e nostru, da? Aveți întrebări? La divers. Nu, mai avem un punct. Să vină doamnă. Dar nu, dar mai... Nu, doamna Rău. Acum ședința merge înainte. Da. Supunem la vot proiectul hotărâre numărul 10 din drum. Împotriva. Deci am să vină doamna secretar. La urmă ne. Ah, tu i-am copiat. Ah, știu. Ori tot, dar nu copii. Nu copii. Mai o dată. Copy paste. Referitor la punctul 3. Privind analiza stadiului de înscriere a datelor la Registrul Agricol pentru semestrul 2 anului 2016 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități, putem spune că înscrierea în Registrul Agricol s-a făcut corect. Dacă mai sunt ceva deficiențe, este datorită volumului mare de lucru, că au început să se facă tranzacții de teren, dezbateri de moșteniri, vânzări, diferite contracte de arendă care trebuiesc înregistrate la primărie, trebuiesc evidențiate în Registrul Agricol, atât la poziția arendașului, cât la, și la poziția arendatorului. La fel, ați avut acces la măsurile privind eficientizarea activității de înscriere. Dacă dumneavoastră credeți că mai e ceva de adăugat referitor la aceste măsuri, vă rog să vă pronunțați. Referitor la activitatea de la serviciu, asta nu mă prima dată.
cum spuneați dumneavoastră, acolo sunt mișcări permanente. Și ele trebuie, într-adevăr, reactualizate zilnic. Așa că noi o activitate pe o lună, pe un an. Nu, dar ați văzut și dumneavoastră. Termenele sunt permanente. Așa e. Permanente sunt termenele ce avem de aceste măsuri. Da. Pentru că chiar dacă acel lucrător angajat n-ar ține pasul, s-ar încurca. Așa că trebuie permanent. Bine, sunt două fete care lucrează la Registrul Agricol. Și au împărțit visatele trei din sate fiecare. Dar vă spun, volumul de muncă este destul de mare. Da. Ce vreau să întreb, am văzut cât să fac cadastre rurale. Da, cadastra rurale. Asta e altă. Nu are legătură cu punctul ăsta, vorbim la adres. Mai aveți întrebări? Păi să o ajutăm pe doamna. Da. E după filmare? Da. În schimb, doamna Mariana nu poate să dea acum pe loc situația pentru că o are pe total, pe comună. Adică 1000 și ceva de beneficiari. Și durează, dar la ședința următoare promite că o să ne dea. La ședința următoare... Mobilii de beneficiari. Da. Aici scrie 270. De dosare. De dosare. Dosare. Alea dosare, dar un dosar poate să fie de la 1 până la 6-7. Deci, astea sunt beneficiari. Toți beneficiari. Și de acolo să se stragă. Bine, dar sunt și copii. Dar sunt și copii acolo. Bun, lasă. Stați că ne confruntăm cu alte probleme. La țigan nu trebuie la rom să facă. Că la acolo știe să... Nu trebuie numai pe sate. Exact. Așa le are centralizate. Da, da, chiar o să-i spune să le centralizează. Să le pregătească și le facă un sistem într-o să le pregătească și odată cu scrisoarea pentru adunată, pentru ședința din martie, le-a dat... Ori îi punem la dosar, ori bilita la dosar. Așa e cel mai bine. Cum aveți întrebări? Suprim la vot. Prende autorul numărul 2. Cine e? Referitor la volumul de muncă, la forța de muncă, s-au învățat să duc la medici și vin cu scutire medicală. Sunt mulți. Acum mulți ori să cadă, că ne-a cerut de la Bacău o situație cu cei care au scutiri medicale pe perioadă mai mare de 6 luni de la un medic specialist. Deci atât e valoare, 6 luni. După 6 luni, dacă el iese în incapacitate de muncă, n-are decât să ducă la comisie. Nu, să ducă la comisie. Comisia este cea care se pronunță. Dar e o problemă la nivel național, că am văzut la televiziune că nici un oraș sau ceva că foarte mulți o să facă anchetă să vadă că o să încurce și doctorii. Păi, eu am avut o discuție cu domnul, cu managerul de la Onești. Cu domnul Brânzaniu. Și i-am spus că se repetă. Sunt anumiți medici care dau scutiri din astea. De blan. Da. O zis că ia legătură, dar asta e treabă și de un an de zile. Și tot nu s-a terminat. Păi da, dar acum mai nou se duc la... Deci au avut o discuție. Medicul de familie. O ședință. Și s-au medicul dus, de familie. La Mănești. Acum vin cu scutire medicală de pe la Mănești. Da, dar mai mult de 6 luni de zile nu poate să dea... Medicul specialist. Și nu cad în propria lor capcană după aia? Sigur. Păi sigur. El 6 luni zic ofendează, nu? Da, da. Acum cei care sunt depistați că au mai mult de 6 luni de la medicul specialist, o să facem tabel cu ei și li se ia banii înapoi. O să rămână în continuare beneficiari ajutorului social, dar rămân în continuare. Acum nu o să mai aibă adeverință medicală. Dar li se ia banii din urmă. Deci, și după aia, ori să ducă să întoarcă împotriva celor care i-au învățat. La noi, nu știu, o fost învățat de Mariana, când era Mariana. Ce ai trebuit? Ea cred că le-a ușurat-o la bani. Nu, 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 n
Dar asta nu e concordanță și cu oficiul de muncă. Nu e concordanță și cu oficiul de muncă, ei nu trebuie să aducă și o hârtie de oficiul de muncă pe muncă. Aduc, alea le aduc, la 3 luni alea. Alea le aduc, da. De asta, știi cum trebuie și de acolo. La forțele de muncă. Nu li s-a oferit nimic de acolo. Sunt care sunt abs de muncă. Da, 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 da. Păi da, aia ia o, o piesă la dosar, obligatorie pentru întocmirea dosarului. Păi deci, am muncă zi, cred că mare majoritate. Da, divers. Te poți duci până la moine să-ți iei scutiri și nu poți veni la treabă. Bine, dar vă durați așa puțin ședință, vă durează mai mult la divers. Și vreau să mă întreb, dacă am intrat la divers. La noi a început să facă cadastrul la terenuri. Am auzit la radio că numai anul ăsta se mai face. De, nu numai anul ăsta se face. Să reia. Ce se întâmplă? Comunii sunt multe. Noi am avut contract cu Socaci, cu Tangenta. Tangenta. Așa. Dacă o contractați mai multe lucrări, o fi perioada de iarnă, nu o să lucreze, s-au reziliat contractele. Și chiar acum am primit o adresă de la OCP să vedem cum mai procedăm. Reînnoim contractele și cu executantul și cu OCPI-ul sau, nu știu, sigur că să, să vă spun acum nu, nu pot să vă dau. Face în teren, direct acolo în teren se face? Sau de, prima dată trebuie să vină oamenii cu titlul de proprietate, cu buletini, să spună unde are terenul, să vină de actul de proprietate. După aia să mergi în teren, nu e teren. Greu. 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 Acum știți dumneavoastră, eu vă spun că o să fie foarte greu. Realitatea din teren nu poate niciodată cu titlul de proprietate. Da. Da, bă, în, în teren, în teren sunt, vă spun, la lungimi. Dacă lățimile corespund, dar la lungime, în teren sunt lungimi mult mai mici față de listări. Da. Pentru că eu am pățit o situație din asta, lucram teren pe deal, pe, pe Urluiac. Și am căzut la control la Apia. Și eu știam că am un hectar de la ăla, unul de la ăla, două de la ăla, și eu știam, băi, am 10 hectare aici. Când au venit să măsoare, de unde? Din 10 hectare, eu găsesc vreo 7 hectare și ceva, vreo 1 hectare. Da. Și când e sub incidență? Îi arăt titlul de proprietate, îi arăt listarea făcută de inginer. În listare era dată lungimea de 600 de metri și în realitate erau 450 de metri. Ei când au măsurat, au pus GPS, 450 de metri. Așa că dacă deci 100... o să facă, nu o să rămână mult teren sau cum? Păi dacă se face să se dea de la marginea tarlale să se dea suprafața care o are înscris în titlul de proprietate, te trezești că la margine rămână... Nu mai era tot. Da. Ce sunt care au titlul și la tine? Dar nu o să fie nevoie și de dezbaterea moștenirii, de sufatul. Dar la Răzeana, dacă o luați Șerban tot? Păi nu, ai titlul, dar nu faci. Dar în Șerban, deci, baza listării. Acolo se face cu... Așa, baza listării, se face cu baza listării. Dar omul tot trebuie să vină la început cu actul de proprietate și cu buletinul. De exemplu, dezbaterea moștenirii. Unde sunt probleme, se pot corela un catastru? Nu mă refer la probleme de suprafață. Eu în titlu sunt 5 moșteniri, 2 nu mai sunt, 3 sunt așa. N-ai treabă, dar n-ai treabă cu dezbaterea moștenirii. Cu... Deci ei nu umblă în interiorul titlului. Ei măsoară suprafața. Și titlul rămâne identic, nu mai vine și face... Ce se întâmplă? Sunt titluri de proprietate eliberate. Acum, în realitate, sunt acte de vânzare cumpărate, sunt dezbateri de moștenii. În loc de un titlu de proprietate, cât era, s-o dezbătut moștenirea, 3-4 moștenitori. Sau nu mai este cel din titlu, nu mai corespunde cu listarea. Deci trebuie să prezinte la tarla, normal, trebuie să prezinte toți proprietarii. Toți proprietarii în teren. Da. Deci este o muncă foarte... E greoaie. E greoaie. Sunt care n-au numai chitanțe de astea, din mână. Da, că nu trebuie a fost... ceva comperistic făcut. Că ce am înțeles, nici banii nu erau în buget pentru cadastru. Chiar dacă se reușea să facă ceva, nu-și lua banii nici firmele respective.
A fost o acțiune. La noi n-a început de loc? Sau nu a început. Am început să facem cu să vină oameni, dar nici oameni nu vin la primărie. Erau cam puțin bani. Nu, era vorba, era, da, era vorba de, să zicem așa, era vorba de vreo 80 de hectare care se puteau, le făceam în primă fază. Toată partea lungile amândouă la Gârbovană, la Bogdăneni și tălpă în spatele lui Albatul. Alea vreo 60 și din coace până la drumă de Băcalul. Vreo 80 de hectare. Mai știți ceva în legătură cu apa potabilă la Rădean? S-a rezolvat ceva? Nu s-a rezolvat. Nu a venit, da, ieri a venit, astăzi facem iar. A venit rezultatul analizilor, tot. Tot cu litrat? Tot, da. Tot nepotabilă, azi facem iar afiș și punem prin sat. Nu știu ce-i de făcut. Nu știu ce-i de făcut. Trebuie să-i apoi. Să se desfășoară. Nu știu ce-i de făcut. De seară. Domnul Vici, acum apa potabilă Rădeana era aerea. Eu am dus probă din ambea din fântână. Nu pot folosi, dai din fântână. Cred că e ceva subteran, de unde va veni. Nu pot folosi nici la mâncare. Vine din Pârâu. Am de la Bacău analizele trimise, n-am voie nici să pentru mâncare să o iau. Acum aduc din oraș, aduc de la Ciușmeaua la Bărdești. Și care analiza se descoperă? Și mai e o problemă, tot din mătate. Dacă ați rezolvat liniile de la gara, aia au fost băută, iluminată de la seara, nu de azi. Deci, dar Rădeana este apă, vă spun, deci e sursa veche de apă, e supraprimul, e trecut în vas, deci n-are nicio... Cum a fost acum 40 de ani așa? Păi da, este foarte adevărat, dar am înțeles că în momentul când s-a decis să facă acordul la sursa de apă existent acum pentru rețeaua de apă, corespundea, așa a spus. Acum nu mai corespunde. Când? Deci în momentul când s-a făcut acordul la sursa respectivă, la izvorul respectiv, care e treaba la că ați făcut analize. Atunci era bun, acum nu mai e bun. Oricum, parametrile nu sunt constante. Aici sunt. Da, bine, mă sun și pe mine. Poate s-a dereglat aparatul. Bine. Și nu mai rezistrează. Cum am spus, că era bună? Da, nu s-a făcut analiza apei în momentul când s-a decis să se facă proiectul. Da. Da, dar de atunci e dat buletinul de analiză așa. Și de atunci e dat buletinul de analiză și cu condiția să facă stații de denitrificare, și stații de clorinare. Și s-au făcut. Și s-au făcut. Și tot nu... De ce nu merg? Deci stațiile merg. Acum când au, deci la probele astea mergeau stațiile și de denitrificare și de clorinare. Dar probabil că nu e suficient, nu știu. Deci ce nu este aici o aceiași parametri? Trebuie să există o cauză. La ceva nu e regulă la stații, da. Nu? N-are treabă stații. N-are treabă stații. Apa de unde vine? De nitrificare. M-am înțeles că există... A, stație de nitrificare. Da. Ceva nu e regulă. Trebuie rezolvat acolo. Da, nu-i noi de pura căciul la unul la altul. Deci nu trebuie să ne apă un stație. Bucurei, dar de asta vorbesc. Da, interesează pe noi, că plătim în fiecare, la fiecare analiză, de asta cheltuie o grămadă de bani. De 20 milioane, 22 milioane. Da, mă, că nu... Cred că e necesar. Foarte scump analizele. Și... Sunt analizele astea chimice care iasă scumpe. Luăm... Scumpe, să nu ai bine. Da, nu ai nimic. Domnul ăsta, Rădeana, trec două, trei luni, și o parte la altă, putem face. Dacă putea să facem contrast spre fântână. Analizele se fac, vin niște rezultate. Dar o soluție, domnule, cum să... Bun, mi-ai dat că are nimic. Cum să rezolvă? Stația de denitrificare. Deci, la prima analiză, o spus, recomandat să se facă stații de denitrificare. Ei nu știau că este. Ei nu știau că este. Păi nu, vreau să vedem un leac, ne uităm un leac la buletinul ăsta din analiză, vedem dacă sunt aceiași parametri. Dacă mai scăzut sau nu. Acolo și poți spune să facă zeul la București, nu
Să schimbăm substanțele alea, ci la stația de identificare. Dar tu nu un specialist. Cine m-a dat-o? Sau cine știa aici? Când se iau cum am pe Jean. Jean ce nu e în garanție. Nu e în garanție stația asta. Dar are o treabă. Este garanție. Nu mai este vreo 2 ani. Dar are o treabă. Dar el nu-și face treabă. El nu vreau să spune. Păi dar cine poate să spună că își face sau nu își face treaba? Să vedem acum. Eu ieri am fost plecat la București. N-aș trebui de analiză. Poate sunt dimensionate, poate nu reușește stația. Dar poate mic. Nu. Una e să fie stația la București. Sau la stațiile astea sunt făcute în baza unui proiect. Vorba de, nu, e vorba de debitul de apă care trece, care sunt. Dar nu facem. Eu zic că sunt corelate. Domnul primar, șefii Bogdan și Ștefan Negoși, când s-a pornit, până când s-au reglat planurile între, s-au luat în diverse puncte. Și toate, și toate dădeau rezultate diverse. Până când s-a rezolvat problema. Păi da, că se ia de la, chiar de la plecare de la rezervoare și se ia și aproape de ultima sursă. Așa am luat. Nu știu. Rău, e o problemă care trebuie de discutat. Poate ar fi o soluție să dea mai mult clor și mai mult asta zic. Consultați un specialist vis-a-vis de specialist chimic. Chimist. Păi când vin aia de aproape, să vină și ceva de specialitate. Cineva de specialitate. Și atunci... Dar nu, de luat probii... E simplu, dacă degeaba... Deci cineva trebuie să știe să interpreteze buletinul. Problema e de dat soluții. Să interpreteze buletinul de analiză și spune, domnule, aici, ăla trebuie corelată cu asta. Asta cu asta. Dar eu cred că tot la crab ar fi vreun specialist din asta. Am avut ei situații. La unii îți face analize, la unii îți face analize, dar acum nici cineva să le cichească și să le iai. Nu, eu rămas cu niște analize făcute. Păi eu zic că se o legătură cu directorul de la crab. La crab trebuie să aibă neapărat un specialist, un inginer care face și știe ce se părește doza de la clorare, de la... La... cred că a căzut și puțul 1. La Rișoare. A ajuns acolo, eu l-am sunat dimineața. Acum se ducea acolo. Se ducea în Berlin. Eu l-am sunat, la 7 l-am sunat. Zicea că nu știe nimeni. Și zice, ce-i vorba, că se duce și vorba. A seară cu știa, că din când cu știa, dar nu mai face acolo. Cred că a căzut și bomba aia, la altă și... Da. Acum ăla nu mai răspunde la chemări. Bine, asta e treaba între ei. Eu stă de vorbă cu Leu. Păi da. Cu Alconepu stăm noi de vorbă. Dar de la Alconepu vine și-o demontat acolo. Da. E ultima dată care e ca geram, mă, dar după geram la unchiul ăla să-mi bate sub tiaptii. Comandă! Dar ce? Mie mi-a spus că de acum mai durează 2 săptămâni? Da. Ei, mie mi-a spus că durează vreo lună de când am vorbit eu. Nu. Luni, când am fost cu băieții aia, era un inginer acolo. Mi-a spus că zice, vreo 2 săptămâni, zice, durea, dar poate 2 săptămâni, durea 2 săptămâni. Soluția cea mai bună era un rezervor de apă, tocmai la Târâul Cișmerii. Era puternic investiția, dar dacă aduceai de acolo coloană de apă, alimentai și Vișoara și Pântanul. Și la Borsă. Studiai, băi, dar vădeai și la Unești și evitai, eliminai cel pe... Câte investiții erau. Alo. Și ce s-a vrut, domnul Marcel? Ce apă? Ce apă? Ce puteți să spune despre Vișoara? Pompa de la Vișoara? Pompele? Nu știu. Mi-a durat vreo 2 săptămâni, acolo era monoi. Acum au cazul de așa, nu mi-a venit niciodată. La proști.
V-am bucat cumva, faceți de disipare din nou? A, vine la cu pomp de aia mamut? Ei, acum dacă durează 2 săptămâni până vin cu pompele, în 2 săptămâni o rezolvă și el cu disipare, nu? Are valerică. Din Pârâu Cișmene, de sus din Bogdana, dar terminat. La 6 km la canton, mai la vreo. Nu știi că nu poți să faci niciun fel de investiție și dacă nu e pe domeniul public. Da, mă, cine am aprobările, mă? Direcția Silvii, că nu-ți dădeam voie să vii conductă din... Dar nu, dar dacă spune să fii pe domeniul public... Da, pentru că nu gândește nimeni ca lumea. O făcut un șef de alimentare cu apă. Când tati Sofia lui Hârșlu, da. Ne-a cedat terenul ăla la Bogdana ca să amplasem rezervorul. Deci nu fiu suficient ca să spun, să dea o semnătură că-i de acord. Deci l-am preluat cu act de donații, l-am înscris în inventarul domeniului public și după aia face investiții în el. Și așa Silviu să-l dădea să-l trece în domeniul public. Păi, la Bogdana, dacă vreau să știi, toată investiția făcută, nu mulțumesc, pentru că rezervorul ăla trebuia încă 500 de metri mai la deal. Se curgă apă, se primească și Florea, se primească și Matei. A spus, spus odată că mai facem ceva mai sus, ca să... Știți, dar nu știți dumneavoastră că ăla a fost proiectat în fața cantonului? Da. Acolo a fost proiectat. Există o explicație. Până m-am trezit eu, nu am știut la început, da, eram la început din drumul ăsta. Și după aia, că, nu știu cum am discutat cu proiectantul, unde vine rezervor? Păi e de aici așa. Nu știu că am făcut. Păi și cum fim apă la Bogdana, la oameni, la livadă din corpul tine. Nu, de alu, dar pentru cine facem mai investiția? Și după aia, am găsit terenul ăla la... Și acum trebuie găsit o soluție și pentru cei de ultima casă din deal, dar ar trebui să o soluție. S-a discutat odată cu ceva de ceva. Nu ai urtat de viață. Nu, dar poate face un rezervor deasupra existent și o să aibă și dealul alea. Și că domnul acum. Așa, au venit ăștia și au măsurat acolo, așa au zis că asta e singura... Știu singura soluție. Asta ar fi o bună adică soluție. Da, o copă să trage rezervorul ăsta, să trage în ala umplut și să faci rețea separată. Și rețea separată pentru ei. Două bloate. Rețea separată pentru... Dacă era pe afort un rezervor mai sus, și de acolo... Mai sunt vreo 20, probabil 30 de case. Cu tot cu limbată. Cu surrață. Dar nu, dar nu trebuie să gândiți și lângă... Păi la costă, da, nu are, nici loc, costă mișto de vorbei. Nu am cât de lucruri. Eu nici nu mai folosești pomul. Clasă din tachetă.